Șef Radu Zărnescu, unul dintre cei mai cunoscuți maestri ai grătarului din Europa, multipremiat, va fi protagonistul unui adevărat spectacol gastronomic la mega-evenimentul unic ce va avea loc la Megidia în perioada 28 aprilie-1 mai, Festivalul de Jocuri și Reconstituiri Istorice DAPIX. Festivalul de Jocuri și Reconstituiri Istorice DAPIX 2017, ediția 1, va începe vineri 28 aprilie la ora 19:45 la Megidia. Mai rămas câteva ore până când Megidia va fi plină. Va fi plină de istorie, va fi plină de culoare, va fi plină de lumină. Ce ne așteaptă în cele 4 zile de festival? Va fi plină de viață. Asta vă pot asigura, pentru că oricât ar fi de grea viața, oricât de complicat ar fi viața, momentele de bucurie cred că compensează, momentele de bucurie cred că ne ajută pe fiecare dintre noi, iar aceste 4 zile le pot promite megidienilor că se vor simți mândri, pentru că Megidia va fi centru evenimentelor culturale din această perioadă, din întreaga țară. Lansați o invitație celor din Megidia, celor din județ și celor din afara județului. Ce vor vedea la Megidia în aceste 4 zile? Păi nu pot să le spun ce vor vedea, pentru că este un festival extrem de amplu, complex, dar totodată extrem de interesant și plăcut. La sfârșitul acelor 4 zile chiar aștept feedback-ul cetățenilor și să vedem dacă acest eveniment mai merită să fie continuat sau nu. Mai sunt câteva ore și apoi cele 4 zile de desfășurare. Nu e bine să spun înainte, pentru că știu că oamenii au mare încredere în mine și știu că vor avea parte de foarte multe surprize. Îi aștept și vă aștept, dragi cetățeni, dragi prieteni, pe stadionul Iftimii Nizei, să vedem 4 zile de vis. Ați văzut, e un, să spun, din toată această organizare a ieșit o, să spun, a ieșit o frază foarte frumoasă, care cred că prinde foarte bine Megidiei. La Megidia, eroii nu mor niciodată. Și o să vedeți de ce. După aceea, Megidia va renaște și, într-adevăr, mulți oameni de bună credință și mulți oameni cărora le pasă de Megidia se vor implica ca acest oraș să fie cel pe care eu cred că îl merită cetățenii și orașul, municipiul va fi tratat cu respectul cuvenit de către cetățeni. Spectacolul gastronomic medieval se anunță a fi un adevărat show, instrumentat de șef Radu Zărnescu, cel care a făcut pionierat în România în domeniul organizării evenimentelor gastronomice. Despre evenimentul ce urmează să se desfășoare la Megidia pot să vă spun foarte multe. Este în primul rând un eveniment deosebit de complex. Este un eveniment care aduce ceva nou pe piața din România, în sensul în care discutăm de un eveniment care pune în valoare tradițiile istorice. Reconstrucții, reconstituiri, diverse lupte, momente din ani, momente istorice care vor fi puse în valoare în fața publicului la acest eveniment de la Megidia. Am salutat inițiativa ca și organizație profesională de bucătari și de gastronomie pentru a participa în acest eveniment, pentru că și noi, pe partea de gastronomie, avem depus în valoare foarte multe aspecte. Bineînțeles că lumea s-a obișnuit și s-a limitat doar la rețete sau doar la Google. Noi avem un pic mai mult de spus și mai mult de exprimat în fața publicului, ceea ce o vom face începând de mâine, așteptând să vină publicul, să viziteze acest eveniment superb și, bineînțeles, să deguste din preparatele pe care noi le vom găti special pentru ei. Pe partea culinară am pregătit ceva deosebit, să fim și noi în ton cu festivalul de la Megidia. Am venit, de exemplu, cu un show medieval, o să avem un proțap care este și cel mai mare proțap din România. Noi l-am supranumit Taurus, pentru că la inaugurare am reușit să prăjim simultan 2 tauri, care împreună au însumat undeva la 1,2 tone de carne. De data aceasta vom face un mix, un proțap mix, vom avea un taur și simultan 2 berbeci în fiecare zi.
Am adus un alt dispozitiv pe care noi l-am definit Goliat, pentru că este un grill foarte mare, foarte înalt, are un trepied de 6 metri. Este construit din componente metalice vechi, găsite pe piață și îmbinate. Tot felul de dispozitive care erau gândite cândva de fierari și construite, bineînțeles, la forjă de fierari. El ne va încânta cu o suprafață destul de mare, deci avem aproape 1,8 metri pătrați ca suprafață, deci putem prăji pe el undeva la 70-80 de kg de carne simultan. Mai mult de atât, să nu uităm că avem și partea de ceaune, exact ce se vede în spatele meu. La fel am reușit să punem în valoare un dispozitiv vechi, la fel cu componente de fierărie veche, cu ceaune de fontă care se făceau cândva în România, respectiv la combinatul de la Reșița. Ceaune care, vreau să vă zic, că și în prezent sunt, în opinia noastră, numărul 1 în scule de gătit existente pe piață. Bineînțeles, separat de ce vă spuneam acum, avem un meniu foarte complex. O să las și pe colegul meu, Cristi, să vă explice mai multe detalii. Efectiv, poate să vă descrie tot meniul cap-coadă, pentru că sunt multe preparate. Am încercat să acoperim o gamă foarte largă. Să nu uităm că suntem în Dobrogea. Să nu uităm că Dobrogea este ținutul cu cele mai multe etnii din România, respectiv în jur de 18, dacă nu mă înșel. Pe locul 2 vine Banatul. Să nu uităm că Megidia este un loc încărcat de istorie. Aici s-au întâmplat foarte multe și știm despre multe momente care s-au desfășurat în această zonă, fapt pentru care am decis ca și partea de gastronomie să fie la fel de complexă cum a fost istoria în aceste ținuturi. Dezmățul culinar va implica o paradă a ceaoanelor. Nici proțapul nu va lipsi unde se vor perpeli boii lui Traian, berbecii lui Dapic, sporcii lui Țepeș. Parada fierului încins va aduce la oaltă burgeri, pește și fructe de mare, dar și plăcintă pe plită cu brânză sărată și carne de vită. Și ultima, dar nu cea din urmă, parada grătarelor, unde ne vom delecta cu mici, ceafă de porc, coaste de porc, cârnați proaspeți, cârnați uscați și afumați sau pastramă de berbecuți. Nu vor lipsi garniturile, salatele și nici deserturile. În legătură cu acest meniu pe care eu l-am pregătit împreună cu colegul nostru, domnul Radu, pe care vreau să-i mulțumesc pe această cale că este alături de noi astăzi și va fi alături de noi, am pregătit o gamă destul de diversificată, cum vă spunea și dânsul. Și ca să zic așa, să enumerăm puțin exact partea din spatele nostru, vom avea fasole cu afumătură, vom avea guiaș. Pe partea plitelor vom avea o gamă destul de diversificată de pește, scoici, păstrăv pe plită, somon, la care cu diferite legume, diferite sosuri. Am încercat să facem ceva foarte, foarte, foarte complex, ca să spun așa, și să ne axăm pentru toate gusturile. Iar pe partea de tineret am zis să încercăm să reinterpretăm puțin un hamburger pe plită, adică am în vedere că plitele noastre au o capacitate destul de mare și este un pic mai dificil, ca să spun așa. Eu personal, ca să spun așa, am încercat să fac treaba asta. Vom avea hamburgeri, pe lângă toate astea vom avea, bineînțeles, și minuturi, piept de pui, pulpe, cârnăciori. Pe partea de ceaune, din nou, dacă îmi permite să revin, va mai fi o pastramă la ceaun. Și pe partea de garnituri, legume, cartofi și la fel. Pe partea asta altă de sosuri, o gamă destul de diversificată de sosuri, absolut pentru toate gusturile, absolut pentru toate vârstele, pentru că estimăm să vină cât mai mulți oameni aici și să încercăm să-i mulțumim pe toți. Acesta este interesul meu. Cam tot ce am gândit eu la acest festival, ca să spun așa, împreună cu colegul meu, este prima oară. Totul este reinterpretare, totul este ceva ce nu s-a mai făcut sau poate ceva, mă exprim prea mult, nu s-a mai văzut. Dar cu siguranță ceva ce nu s-a mai făcut, pentru că am umblat puțin la rețete, ca să spunem așa, le-am adus pe partea asta de aici și ne-am ținut de temă. Încercăm să reconstituim și în funcție de tema pe care o avem. Adică
gen cum se mânca în 1918, în 1885, când atunci prima dată, dacă știți sau nu știți, au apărut, ca cum le spunem noi astăzi, starterele, dar de fapt erau niște, era o terină de pui în niște portocale, ca să zic așa, un pateu de pui. Încercăm să mulțumim pe toată lumea. Asta este interesul nostru și, bineînțeles, având în vedere că este ceva care se face prima dată, și pe partea de gastronomie, pe partea de show culinar, vom face tot ceva inedit. Acest festival este la ora actuală unic în România și în partea de est a Europei. Prin diversitatea epocilor istorice reconstituite de asociațiile de profil participante, evenimentul va atrage cu siguranță foarte mulți vizitatori. Iubitorii de spectacole vor fi încântați să participe pe stadionul municipal Iftimiei Lisei din Megidia, la reprezentațiile asociațiilor de reconstituire istorică, dar și la concertele cu artiști consacrați.